Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Eddie și astăzi discutăm despre sondajul făcut de către LBMA anual de previzionare a metalelor prețioase pe 2023. Bun, înainte să-i dăm drumul la acest articol, dacă îți plac și ție noutățile din lumea metalelor prețioase, poți ajuta acest video cu un like. Dacă ești pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din interes pentru viață de succes. Linkul către articolul vei găsi la descrierea acestui videoclip. Și dacă vrei să faci un pas în față pentru educația ta financiară, poți intra pe blogul meu unde postez în mod regulat. De asemenea, linkul vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, și să vedem ce zic băieții în sondaj. În acest articol vom acoperi sondajul anual de previzionare a metalelor prețioase pe anul 2023 emis de către LBMA, la care au luat parte 30 de analiști cu previziuni individuale. Veți găsi prețul mediu, precum și prețurile cele mai mari și cele mai mici pentru fiecare metal și mai multe informații despre direcția prețurilor metalelor prețioase pentru 2023. Sondajul de previzionare din acest an a revelat că analiștii sunt optimiști cu precauție privind prețurile de aur și argint în 2023, previzionându-le în medie cu 3,3% și 8,8% mai mari, respectiv până la sfârșitul acestui an calendaristic, comparativ cu prețurile medii din 2022. Palladiul este cel mai negativ privind sentimentul prețului, cu analiștii care se așteaptă la o scădere de 14,3% comparativ cu prețurile din 2022. Dar analiștii au arătat o perspectivă pozitivă asupra performanței platinei, cu o creștere previzionată de 12,5% comparativ cu prețurile din 2022. Termenul limită pentru analiștii din acest an a fost 18 ianuarie 2023, oferindu-le avantajul de a observa 2 săptămâni de tranzacționare înainte de a confirma contribuțiile lor. Comparând previziunile analiștilor cu prețurile reale în prima jumătate a lui, ianuarie 2023, putem vedea un rezultat ușor mai pozitiv pentru prețurile metalelor prețioase până acum, în 2023. Analiștii previzionează o scădere de 1,1% pentru aur și o scădere de 0,9% pentru argint, cu platina care prezintă o creștere neglijabilă de 0,6% și paladiul cu o creștere de 2,3%. La fel ca întotdeauna, analiștilor li s-a cerut să identifice cele mai importante 3 factori care conduc prețul aurului în 2023. Aproximativ 43% dintre analiști au numit dolarul american și politica monetară a Fed ca cel mai important factor, încorporând încrederea în dolar, puterea valutei și Fed în mod specific. Cel mai important din lista factorilor a fost considerat a fi inflația, în timp ce factorii geopolitici au luat locul al treilea, un factor considerat neimportant în sondajul de anul trecut. Da. Și hai să vedem pentru aur. Se previzionează că aurul să se tranzacționeze într-un interval de aproximativ 755 de dolari anul acesta, asemănător cu 780 în 2022. Analiștii nu se așteaptă la o mișcare semnificativă a prețului aurului în acest an comparativ cu prețul mediu real din 2022, plus 3,3%, și în raport cu prețul mediu real din prima jumătate a lui ianuarie 2023, minus 1,1%. Cel mai optimist previzionist pentru aur anul acesta este analistul Peter Fertig, cu media sa de 2025 de dolari, în timp ce analistul Marcus Garvey este cel mai pesimist, cu previziunea sa de 1594 de dolari. Deci dacă va ajunge aurul la 1594 de dolari, va fi ocazie de cumpărare aur, da? Dacă ești setat pe aur, poți să cumperi aur, dacă prețul va ajunge la acest preț. Dacă prețul va scădea atât de mult, dar chiar nu știu ce să zic, o să scadă prețul cam la toate metalele prețioase și este o ocazie de cumpărat, să cumperi cât mai mult. În principiu, știți opinia mea, vă recomand să cumpărați argint momentan, nu este momentul să cumpere aur. Bun, prognoza argintului.
Intervalul de tranzacționare pentru argint este previzionat a fi în jur de 20,30 de dolari, care este doar cu 10 cenți mai mult decât ceea ce au previzionat în sondajul de anul trecut, 20-20 de dolari. Previziunea medie pentru acest metal prețios este de 23,65 de dolari, reprezintă o creștere de 3,3% față de prețul mediu real din 2022, 21,73 de dolari, dar este cu 0,9% mai puțin comparativ cu prețul mediu real în prima jumătate a lunii ianuarie 2023, 23,88 de dolari. Deci, argintul scade, în opinia analiștilor, va scădea mai puțin decât aurul. Deci performează mult mai bine decât aurul. Bun, analistul Bruce Ikemizu este cel mai optimist pentru argint în acest an, cu previziunea sa de 27 de dolari, și analistul de Debajit Saha este cel mai pesimist, cu previziunea sa medie de 17,5 dolari. Păi dacă ajunge la 17 dolari, e bine, mă, e bine rău de tot să poți să cumperi. Dar dacă o să ajungă la 17 dolari, cred că o să fie întreagăt, la fel și cu aurul. Dacă o să ajungă la 1594, o să fie întreagăt. În sensul că va ține o săptămână, 2, 3, 4, la asta mă gândesc. Cel mult o lună, dar nu se poate ști ce se întâmplă. Și prețul poate să rămână așa și un an, doi, trei, știi? Important este să cumperi când este scăzut. Dar vedem, na, depinde de context. Dacă mai pică piața, dacă mai pică bursa, dacă mai știu eu ce. Sunt N motive pentru care prețul poate să rămână așa pentru o perioadă lungă de timp. Dar, în principiu, eu nu cred că o să rămână mult timp așa. Bun, prognoza platinei. Analiștii prevăd că prețul mediu al platinei va fi de 1080,4 dolari, o creștere de 12,5% comparativ cu prețul mediu real din 2022 și cu 0,6% mai mare față de prețul mediu real din prima jumătate a lui ianuarie 2023. Prețurile sunt prognozate să fie tranzacționate într-o gamă de aproximativ 595 de dolari. La fel ca și anul trecut, analistul James Steele este cel mai optimist pentru platina în acest an, cu prognoza sa de 1241 de dolari. Iar analistul Marcus Garvey asumă poziția cea mai pesimistă pentru a doua oară în această prognoză, cu 988 de dolari. Da. Deci toate metalele prețioase vor fi lovite, vor scădea și vedem, nu cred că va ține mult, pentru că 2023 ar trebui să fie anul argintului și ar trebui să crească, dar vedem, v-am zis, depinde de context, depinde de condițiile pieței, na, de puterea Fed-ului, ce o să facă în continuare. Tocmai asta e, că ei nu prea mai au putere, dar au putere în piață, știi? Adică nu mai poate să crească ratele dobânzii pe cum le creșteau anul trecut, dar totuși încă afectează prețurile metalelor prețioase și cu un discurs, știi? Așa că o să vedem. Bun, prognoză Palladium. Analiștii prevăd o scădere a prețurilor Palladium în acest an, cu o previziune medie de preț de 1809,8 dolari pentru 2023. O scădere semnificativă de 14,3% față de prețul mediu real din 2022, 2112,06 dolari. Această previziune medie reprezintă o creștere de 2,3% față de prețul mediu real din prima jumătate a lui ianuarie 2023, 1769,5 dolari. Analistul James Steele este din nou cel mai optimist analist, cu privirea sa de 2180 de dolari, în timp ce analistul Thorsten Polit este cel mai pesimist, cu previziunea sa de 1550 de dolari. Bun, deci în principiu, bănuiesc că știți deja, când prețurile scad, puteți să cumpărați mai mult. Asta e și ideea. Să acumulați mai mult și să așteptăm câștigurile. Nu? Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă de interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.